de intrare în față. Bravo! Mamă, veniți încoace. Da, să te... Recunosc acum, bună. Aveți grijă să nu-i murdăriți cam așa. Bă, mi-a fost dor de voi, fetelor. Ai venit la Andreea. Să nu te murdăriți de... Aveți grijă, fetelor. Nu stau și pe tine în brațe, sper că nu se duce la Andy. Da, așa, prietenește. Ce faci? Andreea, îmi pare rău. Vezi că plângi și fericită că ai venit. Pușica! Da, mai poate. Pușica, mă. Deci, Pușica. Ești pe Florela? Eu nu vreau să... Ce faceți, mă, fetelor, mă? Bine, Bogdan, hai să mergi pe canapea să-ți dăm de vorbă. Am venit apoi acum din România. Hai, la masa, unde ne-am reunit noi, dar să nu te pui în locul meu. Mamă, nu vine să cred că am venit din nou în casa Puterea Dragostei. Băieți! Mi-e doar de voi. Auzi, dispică-le la fete, eu urmăr, că fetele astea noi nu te-au văzut. Dispică-le urmăr, mă. Ce să fac? Să le dispici urmăr. Reia cu ceva. Ia atent, Andreea, fază. Ia atent, Andreea, aici. Nu e ceva să te lauzi cu asta, dar zic așa. Cine nu poate să facă umor? Bă, nu ai voie. Bogdan! Bă, ia stai, mă, așa. Păi, parcă-s două persoane, mă. Ei, Bogdan e la... Bogdan, e mișcă, mă, dacă tu ești. E Bogdan, e, mă, uite. Dă din ochi. Da, mă, el e că a făcut așa. Te iubim! Și cum ar fi să fiu o fată sau un băiat? Nu e, frate, e Bogdan. Atunci când am venit, toate erau combinate și eram gen, băi, mă simt în plus, adică da. Ce fac, frate, ce și fac? Și acum te simți bine. Acum mă simt bine, adică, băi, frate, cum vrei să vină și Ricardo? Ricardo... Zic că vrei. Pentru Raluca, da, dar pentru mine personal nu. Dar vezi că nu-i plăcea de tine. Mă, și mie îmi place de el, adică n-am nimic cu el, e un băiat de treabă, e un băiat de nota 20. El vrea fete, fată, nu... Lasă că mai zic eu, Bogdan. Ce fată, Aniela? Nu. Nu, din Dorș, retorș. Da, e ok și Ricardo, dacă el crede că... Adică m-aș bucura să fie cu Raluca, știi? Chiar dacă s-ar supăra Adrian. Da, da, nu mai avem. Mă, eu cred că te iubește și cred că și tu îl iubești. Nu. Ricardo, după ce o persoană te face cu... Păi nu vorbeam cu el. Stai, mă, eu ce v-am spus eu? V-am spus în felul următor. Raluca și Adrian, dacă nu lucrați la relația asta, nu o să vă meargă? Da. De ce n-ați lucrat când a fost momentul? Biceps, triceps. Bine, acum, bine că nu s-a întâmplat chestia asta mai târziu, după un an, 2, 3. Știi că putea să se întâmple mult mai încolo. Și eu am aceeași problemă. Știi, și atunci erau sentimente mai puternice. Dar e mai bine așa. Dar oricum, ce să zic? Na. Să sperăm că o să fie totul bine și poate o să vină Ricardo, poate o să vină Albaia pentru tine poate sau... Poate totuși Ricardo? Eu nu știu, adică ești o fată frumoasă, dar am așa demnitatea mea de bărbat și n-aș putea să fac una ca asta lui Adrian sau... Adică... Ești chiar ok, ești chiar frumoasă, dar nu... Adică ai simțit că l-aș trăda pe Adrian. Să te comi cu mine? La asta da, la asta zic. Din moment ce a spus că este singură și... Dar eu, capul meu e în altă parte acum. Era normal să-ți spună. Adică ți-am spus, băi, ești o faptă de nota 10. Nu fii bolud, nu crezi că am mă dau la tine. Așa. Doar ai venit, uite. Carne nouă, nu ți-o trebuie... Nu ți-o trebuie cărniță nouă. Ai cărniță nouă. Cum? Că doi la băieți să duci și ei mâncarea lor. Să le duc mâncare? Da, da, o să le duc. Mai pe seară, după cum am promis, o să mă ocup eu de toate vasele astea de aici. Așa am promis pe live că o să spăl toate vasele din casa asta. Adică le bagi în mașina? Nu, le spăl eu manual. Le spăl eu manual cum se întâmplă acasă la mine când se adună vasele, știi? Deci ți-a venit așa tare să vii aici? Te spăle vasele? Mi-a fost foarte dor de voi. Și nu găseam locul, adică am ajuns acasă și ziceam, bă, frate, ce căut aici? Nu mă mai simt ca acasă. Adică casa mea a devenit asta. Aici mă simt ca acasă, adică voi sunteți familia mea, voi sunteți cei cu care am stat zi de zi, mai ales, nu știu, și cu băieții, și cu voi, adică noi aici am trăit zi de zi. Era normal să fiu un pic așa răscolit. Bogdan al nostru. Azi îi facem o primire frumoasă. Îl aplaudăm când vine. Stai că o să mă duc să-l aștept cum m-a așteptat el când a venit prima zi, că m-a așteptat acolo pe fotoliu frumos. E, lasă-l. Să nu-l intimidăm. Băi, mi-e drag de... Băi, are replici de alea, frate, ia să zic. Să fie Caterinca, Max. O banană, 2 banane, 3 banane. Se duce la fete acum. Parcă-l vă să putem. Și câți ani ai? Alinierea. Cum a făcut în prima zi? O să mai te enervezi acum, o să mai jur? Niciodată. Păi am promis cu None pe live. am jurat pe roșu că nu o să mai am niciun... Nu o să mă mai enervez. Și dacă o să fie ceva, o să ieși, dar o să... Dar știi curioasă? Ce? Dacă tu cum te-ai reîntors în casă, dacă tu mai ai cartonașul galben acolo. A, nu contează. Oricum, chiar dacă nu o să mi-l mai dea cartonașul galben, o să le zic că vreau să fie acolo pentru mine, fiindcă n-ar fi corect să nu mai am niciun cartonaș. Din moment ce au fost greșelile mele, trebuie să mi le asum. Când vine, le întrebăm pe ce fată a pus ochii, mă. Pe Viu. Andreea și Simina. Te-ai zis care pic. Și cu Roxana ce ape o fi? Sau cum a rămas? A rămas în aer. Pom în aer? S-au sărutat și eu odată. Da? Nu se pune. Odată nu se pune. Odată. Spălată e ca și nouă. Am mâncat, dar s-a spălat pe dici, nu se mai s-a adus. Am mă, frate, s-au sărutat, n-a făcut nimic. Da, da. Ce, ne mai sărutăm acum? La adevăr și provocare, nu? Ce-ar fi să facă cuplul Bogdan cu Viorela? Nu cred că ar mai fi. Asta le dăm meu, dar... Ar fi circul secolului. Te-au căutat fete după ce ai fost aici? Îți dai seama. Da, normal. Câte cărniți ai primit? După râsul lui. Bine, mă, Bogdan. Câte cărnițe? Ita. Ita. Ce înseamnă? Ca și cum... Uite... Nu mâncați merele astea, că le-am spart pentru voi. Au, o să mâncăm măcar și pe ăsta. Ne bate în joc de mere, băi, Raluca. Da. Nu. Și fără sală. Băi, am slăbit, bă, dar nu e problemă, că mai important e ce ai aici decât ce ai aici. Deci la sală e aici. Ce ai aici, da. Și cum vă simțiți în casa Puterea Dragostei? Bine. Cât de bine? Foarte bine. Tu ești mai veche decât ea? Da. Păi le aplaudăm, mă, de aici? Ce ai zis, mă, Simona sau Simina? 25 singură. Da? Nu știi, la femei întotdeauna se dă mai puțin și la bărbați mai mult? Da. Așa e. E regulă de aur. E regulă de aur. Bă, dar chiar că voi două semănați. Le iți așa. Serios? Semănăm? Da? Tot din Timișoara ești și tu, Andreea? Da, nu, Vâlcea. A, din Vâlcea. Acolo am eu țara, la Vâlcea. Da? Țara la Vâlcea. Nu spune că știi din Vâlcea. Ba da, la Găureni, acolo de unde vin castraveții. Aoleu! Și mai vine... Și mai vine vara, cât un miros așa de cozonac de la... Mamă, mi se face poftă. Ai ținut un secretul ăsta ascuns până... Dar n-a fost un secret, numai că n-am găsit momentul în care să zic, adică să... Când ai venit atunci, prima zi trebuie să te câștești pentru Viu, uite cum vorbești și cu Viu. Nu mai știam ce să zic, acum de-abia venise toată lumea. Aaaa, ce drăguț! Hai, Simina, sau pe Andreea? Pe Andreea. Sau nu vă place dansul sau nu știți să dansați? Hai una din cele două fete. Hai, Simina. Dar mi se ridică fusta și ne tragi. Hai să lansăm. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. A zis că i-a plăcut foarte mult de tine la început, dar după aia zis că nu i-a mai plăcut. Nu, nu-i place, pentru că sunt o persoană foarte destul de puternică pentru none. De vreo 3 zile vorbește cu Adrian până la 8 dimineața. Până la 8 dimineața? Da. Și a zis Adrian că vor forma un cuplu dacă vine. Poftim? Da. Dar nu pare genul ei, Adrian. Poți spune motivul fericirii tale? Da, Ricardo e motivul fericirii mele. Cine? Ricardo. Ricardo? Da, și nu mă mai ascund. Îmi place foarte mult de el. Dar ce mai simți pentru el acum în acest moment? Pentru Adrian m-a făcut să-l urăsc. Nici nu pot să-l văd în fața mea. Iar voi doi nu mai aveți nimic? Cine? Tu cu Andreea? Ce să avem? Cred că joacă teatru, Mădălin. Poate că există o posibilitate ca Ricardo să vină. Îmi zice dimineața, bună dimineața, frădețea mea, tu mă topezi tu. Hai, Simina, sau pe Andreea? Pe Andreea. Sau nu vă place dansul sau nu știți să dansați? Hai una din cele două fete. Hai, Simina. Dar mi se ridică Simina să ne tragi. Super când am dansat cu Simina, a fost așa o atmosferă un pic romantică, mi-a și spus ceva la ureche, am mai vorbit un pic. Acum o să mă bată Jador când plec acasă, din cauza ta. Nu pleci acasă. Ba, da, o să plec. Oba! Ah. Nu mă vor băieți aici. Cum adică să nu te vrea? Nu vrea. Las că vorbesc eu cu ei. Nu vrei tu? E foarte simpatică, dar trebuie să ne cunoaștem mai bine și dacă mie o să-mi placă cu adevărat de tine, îți garantez eu că o să rămâi aici și nu o să te dea nimeni afară. Da. Chiar cred că îi place de mine și mie îmi place de ea. Cred că am format un cuplu super aici, în Casa Puterea Dragostei. La mine, eu dacă spun ceva, așa e, frate, eu nu... Știi? Am onoare, am onoare, am onoare, uite-te în ochii mic, am onoare. Foarte bine. Așa. Ce ok? Că frâi. Că frâi. Fură inima. Vezi că mami și lui tati îi place de tine. Serios? Da. Nu mă așteptam să danseze atât de bine, cu toate că ea mi-a spus că nu știa să danseze, adică pașii au venit natural. Adică a fost un dans natural, totul a decurs frumos. Într-un cuvânt, m-am simțit super. Uite aici, în centru. Nu mai... Eu vreau să oprească. Nu! Ova! Ova! Cum am mai spus, ochii care nu se văd se uită și cred că Simina nu a simțit prea mare lucru pentru Jador. Cred că l-a uitat imediat așa după plecare și să vedem, că acum văd că îi place ba de Cosmin, ba se uită și la Bogdan, nu știm exact cum stă treaba. Dar vedem. Invers. Când Bogdan a luat-o la dans pe Simina, chiar mi s-a părut din partea lui că el o place și abia aștept caricatul să vină să pot să am și un dans.